Ca în fiecare an, statuia lui Mihai Eminescu din parcul situat în centrul orașului așteaptă să fie acoperită cu buchete de flori. Pe 15 ianuarie, puținii gălățeni care au rămas fideli operei poetului național s-au adunat la monumentul care îl înfățișează. Toți cu regretul că simbolul culturii românești este încet, dar sigur, dat uitării. Iar cel mai bun exemplu este indiferența față de vandalizarea repetată a statuii. Soluția găsită de autorități? O replică a mâinii muzei este montată doar în preajma zilei de 15 ianuarie, mascată de un buchet de flori. În rest, este pusă la păstrare. Este o mare rușine. Cu toate necazurile trăite de români, de gălățeni, Eminescu n-a fost profanat. Acum, din 90, când câtă libertate și democrație există, uitați că din 25 de ani, de 23 de ori, mâna muzei a fost ruptă. Cine iubește pe Eminescu, cine iubește poezia, atunci găsește și timpul ăla de, cum se cheamă, reflexie, să mă duc acolo, pentru că evenimentul respectiv trebuie marcat prin prezență, nu prin absență. Alături de adulți au depus flori și copiii de la mai multe școli și licee gălățene, nelipsiți în fiecare an de la acest eveniment. Despre Eminescu, ce ați învățat la școală despre el? Păi știm că a fost un foarte mare poet care a fost renumit în toată lumea. Ce culege modurile fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mirărește. După câteva minute petrecute la statuia lui Eminescu, manifestările au continuat în sala Teatrului Muzical Nae Leonard. Trăim astăzi împreună un nou 15 ianuarie al venirii lui Eminescu pe lume. Se împlinesc, iată, 165 de ani de la nașterea sa și trebuie să ne bucurăm, așa cum se cuvine, de sărbătorirea pentru a patra oară a Zilei Culturii Naționale, instituită prin lege, pentru că, așa cum argumenta academicianul Eugen Simeon, citez, orice națiune trebuie să-și celebreze cultura. Pe scenă au urcat artiști ai Teatrului Muzical care au cântat și au recitat versuri eminesciene.